Întâlnirea din această lună a Clubului Iubitorilor de Cultură a fost una de excepție, deoarece manifestarea a împletit mai multe arte. Organizatorul evenimentului, academicianul Gheorghe Păun, președintele Clubului Iubitorilor de Cultură, a promovat în această ediție cultura vâlceană. La evenimentul intitulat Cenaclul Artelor Vâlcene la Curtea Domnească au participat membrii ai Academiei Olimpice Române, filiala Vâlcea, Cercul de la Râmnic, România Grădina Maicii Domnului, Clubul Umoriștilor Vâlceni, Asociația Națională Cultur Eroilor, filiala Vâlcea, precum și numeroși argeșeni iubitori de cultură. Se pare că la Râmnicu Vâlcea, în ziare și la televiziune, s-a pronunțat sintagma Axa Culturală Râmnicu Vâlcea Curtea de Argeș. Am propus să mai facem un pas către Câmpul Lung. Din punctul ăsta de vedere, sper să fie istorică. Oricum, e cu totul neobișnuită întâlnirea, pentru că avem vreo 25-30 de oaspeți, dintre care mai mult de jumătate oameni creatori de cultură, ceilalți iubitori. În cadrul manifestării au avut loc expoziții de arte plastice, pictură, sculptură, goblen și au fost lansate două volume, Vrednic de pomenire și cel de-al doilea, Istoricul căilor ferate din Râmnicu Vâlcea. Pe parcursul evenimentului au avut loc momente muzicale din folclorul românesc și arii celebre din muzica clasică, precum și un recital de poezie. Mă bucur că o delegație a oamenilor de cultură din municipiul și județul Vâlcea sunt în această frumoasă zi de mijloc de lună martie, iată a venit primăvara, că suntem lângă dumneavoastră. Spunea domnul academician de axa culturală Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeș sau Curtea de Argeș, Râmnicu Vâlcea, două localități înfrățite prin mii de fire, toate sub sprânceana munților Carpați. Noi la Cozia, dumneavoastră aici la munții Făgăraș. Întâlnirea de la Centrul de Cultură și Arte George Topârceanu s-a încheiat într-o notă frumoasă, așa cum se întâmplă în general la astfel de reuniuni culturale.